Vom citi în această dimineață cuvântul Domnului din cartea Daniel. Vom citi primul capitol. Cartea Daniel, capitolul 1. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume, lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: mă tem numai de Domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia încredințase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El a ascultat în privința aceasta și a încercat 10 zile. După cele 10 zile ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat, ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din tâi al împăratului Cir. Amin. Ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne Tată, stăm și astăzi înaintea Ta, în prezența Ta, recunoscând, Doamne, că ești Salvatorul nostru, că ești Domnul nostru și afirmând încă o dată că Tu ne-ai răscumpărat, că suntem ai Tăi, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. De aceea, Doamne, condu-ne mai departe. Du-ne mai departe pe calea Ta, du-ne și astăzi la pășuni verzi. Și dă-ne, Doamne, hrană din partea Ta, din cuvântul Tău, zidește-ți biserica și lucrează mai departe în inima noastră, Te rugăm frumos și îți mulțumim. Amin. Vă rog frumos să luați loc.
Probabil că mulți dintre noi, cei prezenți astăzi aici, ne amintim de pe vremea copilăriei noastre, pe părinții noștri, pe bunicii noștri, care aveau în casele lor acele preșuri deosebite. Pe de o parte erau foarte frumoase, țesute, cu tot felul de culori și tot felul de modele, iar dacă întorceai preșul pe partea cealaltă, îl vedeai plin de noduri, foarte dezordonat și nu mai înțelegeai nimic din imaginea aceea frumoasă care exista pe prima parte. Așa erau, poate mulți dintre noi ne amintim de acele tipuri de preșuri. Mă gândeam la imaginea aceasta și cred că și lumea în care trăim se aseamănă foarte bine cu aceste tipuri de preșuri. Astăzi, pe o parte, vedem afișată oarecum afișate aturile, privilegiile acestei lumi. Vedem spoiala de înțelepciune din această lume, organizarea din această lume, vedem avântul tehnologiei, vedem cultura, civilizația și toate realizările omenești și parcă tendința este să spunem da, trăim într-o lume frumoasă, într-o lume bună, într-o lume în care toate lucrurile sunt așezate și în care oamenii se străduiesc să ajungă din ce în ce mai bine și să facă o societate cât mai frumoasă și cât mai plăcută pentru toți locuitorii ei. Însă, dacă te uiți pe cealaltă parte, noi ca și copii ai lui Dumnezeu, având o înțelegere biblică asupra lumii în care trăim, trebuie să nu uităm niciodată că cealaltă parte a lumii este noduroasă. Ca preșurile. Cealaltă parte a lumii este una dezordonată, haotică. Oamenii pot să zâmbească, pot să se îmbrace frumos, pot să arate bine și toate sistemele par să funcționeze. Însă, fundamental, lumea în care trăim zace în cel rău. În această lume există principiul răzvrătirii față de Dumnezeu. Există principiul rebeliunii, principiul păcatului. Și cei care dimineața și ziua arată frumos și vorbesc civilizat, nu știi ce fac în timpul nopții. Nu știi ce fac la adăpostul întunericului. Oameni care pot să zâmbească în față și să spună cuvinte plăcute, în mintea lor pot să aibă cu totul și cu totul alte gânduri. Așa este lumea aceasta. O lume noduroasă, o lume rebelă, o lume periculoasă și noi nu trebuie să uităm asta. Nu trebuie să ne lăsăm furați de peisajul primei fațete, primei părți, ci să ne amintim că trăim într-o lume ostilă. Să ne amintim că trăim într-o lume care nu prețuiește valorile lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. O lume care vrea să ne prindă în mrejile ei. De aceea spunea apostolul Ioan, nu iubiți lumea, nici lucrurile din ea. Fiindcă chiar dacă la prima vedere pare totul ok, dincolo este dezastru. Pe partea cealaltă, nevăzută, în partea spirituală, este dezastru. Dragilor, cu ajutorul Domnului începem un nou an spiritual. Un an în care ne propunem să-L slujim pe Domnul cu mai multă dedicare și râvnă decât am făcut-o până acum. Un an în care ne propunem să fim mai sfinți decât până acum. Copiii se întorc la școală, imediat studenții se întorc și ei la facultăți, au trecut vacanțele, au trecut concediile, ne întoarcem la lucru, ne întoarcem între colegi, ne izbim din nou de mentalitățile acestei lumi noduroase și păcătoase. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă în dimineața aceasta un mesaj din cartea Daniel, capitolul 1, în care la început de nou an spiritual, conștientizând încă o dată că revenim în fluxul acestei lumi, în torentul acestei lumi, în vârtejul ei, să fim pregătiți, să știm ce avem de făcut. Și astăzi vom vorbi din partea Domnului despre viața credinciosului într-o lume ostilă lui Dumnezeu. Viața credinciosului într-o lume ostilă lui Dumnezeu. Suntem într-o lume ostilă și vrem să pășim cu dreptul. Vrem să știm la ce să ne așteptăm și mai ales cum să trăim și anul acesta spiritual într-o lume ostilă lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl remarcăm în text și imediat ne vom uita și la câteva aspecte legate de context, este faptul că cel credincios trebuie să fie ferm în privința dedicării sale. Și când spun dedicare, se poate înțelege și slujire în sensul acesta.
Cel credincios trebuie să fie ferm în privința dedicării sale. Și cartea Daniel, după cum bine cunoașteți și ați observat, constituie un bun exemplu de credincioși care se află într-o lume ostilă. Cartea Daniel ne prezintă o secțiune din istoria Vechiului Testament. Și anume una tristă. Când poporul lui Dumnezeu, regatul de sud Iuda, din pricina neascultării lor și a trăirii idolești, din pricina curviei spirituale, a fost avertizat în repetate rânduri prin profeții Domnului că dacă nu se pocăiesc, să nu-și pună încrederea în tot felul de edificii false, în templu, în lege și alte aspecte pe care ei le aveau, fiindcă vor fi duși în robie. Și cartea aceasta, Daniel, ne prezintă momentul în care o parte dintre cei din Iuda sunt duși în robia babiloniană și sunt expuși unei vieți ostile lui Dumnezeu, lui Iahve, Dumnezeului adevărat. Și uitându-ne la ei, cum au trăit ei, și noi putem să știm cum putem trăi astăzi într-o lume ostilă lui Dumnezeu. Într-adevăr, în anul 605 înainte de Hristos, au fost deportați primii dintre locuitorii lui Iuda în Babilon. Printre aceștia se aflau și acești tineri, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, acești tineri care erau de viță nobilă, niște tineri frumoși, niște tineri educați, școliți, înțelepți, au fost și ei deportați. Apoi, undeva în anul 597 înainte de Hristos, a fost cel de-al doilea val de deportare în Babilon și se pare că atunci a fost deportat și Ezechiel, iar în final, valul cel mai mare și robia finală, să spun așa, a avut loc în anul 586-87 înainte de Hristos. Și iată-i pe acești tineri ajungând acolo cu scopul, atenție, versetul 5, de a fi în slujba împăratului. Spune textul, împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea, vrând să-i crească, să-i ducă la un institut, la un seminar, să-i formeze timp de 3 ani, după care aveau să fie puși în slujba împăratului. Interesant. Să iei niște prizonieri de război, să iei niște robi și împăratul să dorească să-i pună în slujba lui. Întrebarea este, ce ați fi făcut dacă ați fi fost în locul lor? Ce am fi făcut dacă am fi fost în locul lor? Imaginați-vă că vine o țară mai puternică decât noi, peste țara noastră, și ne cuceresc și ne arestează. Ne arestează și ne duc în țara lor, de unde vin, în țara cuceritorilor. Și sigur, ai toată teama, tot scenariul războiului, nu știi ce se întâmplă cu tine. Și când ajungi acolo, să ți se spună de fapt că nu o să te arunce într-o închisoare printre șobolani și să stai acolo, ci planul pe care președintele, să zicem, acelei țări îl are cu tine este să te formeze, să-ți dea cele mai bune bucate, să te ducă la școală și să te formeze astfel încât să devii un înalt funcționar public în noua țară în care vei merge. Ce vei face? Cum vei privi lucrul acesta? Este legitim să slujești sau nu este legitim să slujești în noua țară care te-a cucerit? Vedeți? Este foarte interesant dacă ne uităm în acest capitol și apoi mai departe în cartea Daniel, că Dumnezeu l-a folosit pe Daniel și pe prietenii lui ca ei să slujească în țara biruitoare, în Babilon. Nu găsim niciunde că Dumnezeu le-ar fi interzis să slujească. Din potrivă, au fost foarte apreciați, au devenit funcționari de înalt rang și au făcut treaba foarte bine acolo. Și avem și în Ieremia învățături din partea Domnului unde spune să urmărim binele cetății în care ne aflăm. Și dacă putem contribui cu ceva la binele cetății, nu este nicio problemă în sensul acesta. Cu alte cuvinte, putem să tragem concluzia că slujirea lor în Babilon a fost una legitimă. Au fost luați ca robi, au fost pregătiți, instruiți și apoi puși în slujbă într-un mod legitim.
Sunt lucruri normale pe care trebuiau să le facă în noua condiție în care ei se aflau. Și nu găsim niciunde că Dumnezeu ar fi avut ceva împotriva acestui lucru. Însă apare un contrast. La un moment dat, în contextul slujirii lor și a noii vieți pe care au început-o acolo în Babilon, împăratul Nebucadnețar înalță un chip de aur foarte înalt și poruncește acolo în Valea Dura ca în momentul în care vor suna chimvalele, trompetele, trâmbițele și tot felul de alte instrumente muzicale, tot poporul adunat acolo în Valea Dura să se plece înaintea acelui chip pe care el l-a înălțat. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne relatează că în momentul în care toți s-au plecat, Hanania, Mișael și Azaria au rămas în picioare. Și iată ce mărturie frumoasă găsim în capitolul 3, versetele 17 și 18, legat de gestul lor. Când au fost amenințați că dacă nu se vor închina, știți care era pedeapsa? Să fie aruncați într-un cuptor cu foc, să fie uciși. Iată care este răspunsul lor și vă rog să fiți atenți la cuvântul slujire. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Observați, apare termenul slujire. Pentru ce au fost duși acolo acești tineri? Să slujească. Dar ei spun, slujim. Dar atenție, chipului tău nu vom sluji, ci vom sluji Dumnezeului nostru. Cu alte cuvinte, observăm că deși slujirea lor acolo a fost legitimă, ei nu au încetat să slujească pe Iahve, pe adevăratul Dumnezeu. Același lucru găsim și cu privire la Daniel, atunci când îi se interzice să se mai roage. Dacă vă uitați în Daniel, capitolul 6, versetul 16, iată însuși împăratul cuvintele lui ce spune când l-a aruncat în groapa cu lei. Atunci împăratul a poruncit să-l aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. Întrebare, pe cine slujeau acești tineri în Babilon? Pe Dumnezeu sau împărăția? Și pe unul și pe altul. Textul ne arată că au slujit și pe împărat și au făcut-o bine și l-au slujit și pe Dumnezeu. Însă, în momentul în care cele două slujiri au intrat în coliziune, în momentul în care slujirea împăratului a presupus o imposibilitate de a sluji pe Dumnezeu într-un mod adecvat după voia lui, acești tineri au știut foarte bine ce să aleagă. Și au spus, dedicarea noastră este în primul rând față de Dumnezeu. Pe El îl slujim. Și împăratul și-a dat seama și a spus, Dumnezeul pe care necurmat îl slujești. Și când erau în fața cuptorului aprins, tinerii au spus, nu-ți vom sluji ție, împărate, vom sluji lui Dumnezeu. Acum, ce avem noi de învățat de aici? Și vedem acest lucru și în Noul Testament, din nou într-o confruntare cu autoritățile. Vă amintiți în Fapte, capitolul 4, când Petru și Ioan sunt înaintea Sinedriului și spun, ascultați de noi, noi suntem autoritățile. Ziceți voi, ascultăm de voi, ok, dar când intră în conflict cu ascultarea față de Dumnezeu, nu se cuvine să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni? Unde vreau să ajung? Care sunt aplicațiile pentru noi? Vedeți, statul în care trăim, România, vrea dedicarea noastră. Vrea slujirea noastră. Jobul vrea slujirea noastră. Dedicarea noastră. Așa e? Recunoașteți? Școala vrea slujirea noastră și dedicarea noastră. Cariera vrea dedicarea noastră, slujirea noastră. Familia și prietenii vor slujirea noastră și dedicarea noastră. Divertismentul, toate emisiunile astea de divertisment, vor și ele atenția noastră, dedicarea noastră și slujirea noastră. Facebook-ul vrea și el dedicarea noastră. Internetul vrea și el dedicarea noastră. Moda vrea și ea dedicarea noastră.
hobby-urile pe care le avem și pasiunile vor și ele dedicarea noastră. Întrebarea este următoarea. E legitim să ne dedicăm și să slujim acestor lucruri? Trăim în această lume. Trebuie să mergem la școală, la lucru, avem familii, avem și noi plăcerile noastre, planurile noastre. Răspunsul este următorul. Da, este legitim. Atâta timp cât nu intră în contrast, în coliziune cu dedicarea noastră față de Dumnezeu și slujirea noastră față de El. Trăim într-o lume care este în competiție cu Dumnezeu pentru atenția noastră, pentru inima noastră, pentru timpul nostru, pentru dedicarea noastră, pentru pasiunea noastră, pentru ce iubim noi mai mult. Și Dumnezeu nu spune să nu lucrăm, să nu ne iubim familia, să nu ne bucurăm de lume, de societatea în care trăim, să nu ne supunem autorităților. Dar vreau să vă întreb, știm noi că suntem într-o lume ostilă? Sau uităm că sunt noduri pe partea cealaltă a covorașului? Știm noi că în această lume, dacă nu suntem atenți, ne fură timpul și viața și slujirea și dedicarea și nu mai putem să ne rugăm și nu mai putem să citim Scriptura și nu mai putem să slujim pe Dumnezeu și împărăția Lui. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. De aceea, dragilor, provocarea la început de an spiritual este atenție. Atenție că tot ce în jurul nostru vânează dedicarea noastră. Și sunt lucruri legitime pe care le avem în jur. Dar dacă ele obstrucționează slujirea noastră față de Dumnezeu, dacă te trezești că nu te mai poți ruga zile întregi, că nu mai poți citi cuvântul Domnului, că nu mai poți face nimic pentru Dumnezeu, uită-te în jurul tău și vezi ce trebuie să tai de pe listă. Fiindcă pentru un copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu niciodată nu va îngădui să aibă atâtea lucruri peste el legitime încât să nu mai poată să-și dezvolte relația cu Dumnezeu. Nu, pentru că Dumnezeu promite să ne poartă de grijă. Dacă avem prea multe lucruri, dacă suntem prea ocupați, asta se întâmplă fiindcă noi ne asumăm și noi punem și adăugăm tot felul de lucruri de care nu avem nevoie. Nu avem nevoie de televizor, nu avem nevoie de internet, nu avem nevoie să pierdem vremea cu jocuri pe calculator, nu avem nevoie de lucrurile astea. Sunt ele în sine un rău? Nu. Dar când ele intervin în relația noastră cu Dumnezeu și în slujirea lui Dumnezeu, atunci sunt o problemă. De aceea trebuie multă înțelepciune să ne întrebăm acum unde este dedicarea mea. Folosesc eu toate lucrurile pe care le am în lumea asta pentru gloria lui Dumnezeu? Le trag eu așa încet spre gloria lui Dumnezeu? Sau mă fură ele pe mine? Al doilea lucru. Cum trebuie să fie credinciosul într-o lume ostilă lui Dumnezeu? 1. Să fie atent și ferm la dedicarea lui față de Dumnezeu. 2. Credinciosul trebuie să fie ferm în privința convingerilor sale. Lumea asta noduroasă și păcătoasă nu vrea doar să ne fure timpul și viața și iubirea și sentimentele și tot ce avem noi mai bun în noi. Să le sugă așa, precum sugativa, vă amintiți? Când scriam cu stilourile alea și cu cerneală, cu călimare, aveam sugativa și imediat sugea tot. La fel lumea asta vrea să stoarcă ce e mai bun în noi. Dar nu doar atât. O altă mare provocare e următoarea. Vor să ne schimbe mentalitățile, convingerile. Și acum revenind din nou în vâltoarea lumii, la școală, la lucru, printre prieteni, interacționând mai mult acum din nou cu societatea în care trăim, veți vedea că zilnic vom avea provocări cu privire la convingerile noastre. La ceea ce credem bazat pe Sfânta Scriptură. Convingeri cu privire la păcat, convingeri cu privire la sfințenie, convingeri cu privire la viața de familie, convingeri cu privire la etica muncii și așa mai departe. Sunt o mulțime de zone în care lumea vrea să ne aducă pe calea ei, să ne regleze după mentalitatea ei deformată și rebelă față de Dumnezeu. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Daniel și prietenul lui când au ajuns. Nu doar că li s-a cerut să slujească pe împărat, și a fost legitim, dar când a fost împotriva slujirii lui Dumnezeu, a spus nu, până aici, li s-a mai cerut ceva. Li s-a cerut să-și schimbe identitatea.
Una e să slujești, alta e să schimbi identitatea, așa-i? Li s-a cerut să schimbe convingerile. Prima oară au spus, hai să le schimbăm numele. Belșațar, Șadrac, Meșac și Abednego. Le punem nume din acestea, din zona noastră, care erau chiar și nume ale unor zeități de pe acolo, și vom face în felul acesta să uite de țara lor, să uite de Dumnezeul lor, să uite de identitatea lor și de convingerile lor. Și, fiindcă multe trec prin stomac, ce s-au gândit? Îi putem ajuta să le schimbăm identitatea dându-le meniurile noastre. Hai să-i aducem la bucatele alese să arate bine, le-a pus vinul pe masă, pulpanele, totul acolo, mâncați, pregătiți-vă că de mâine începem școala. 3 ani de zile, după 3 ani de zile, când terminați, intrați în slujbă. Și versetul 8 spune, Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. Ce înseamnă asta? Înseamnă o hotărâre de a nu schimba convingerile. El s-a hotărât să nu se spurce, nu fiindcă avea alte opinii și opțiuni de dietă. Nu-i plăceau lui bucatele alea, era vegetarian. Nu asta era problema. Textul spune că s-a hotărât să nu se spurce, nu că avea alergie, nu-i plăcea carnea sau nu-i plăcea vinul. Problema era că și-a dat seama că s-ar spurca dacă ar mânca din ele și asta ar contraveni convingerilor sale. De ce? Pentru că mâncărurile și băuturile din Babilon, în special cele de la masa împăratului, erau închinate idolilor. Și a consuma din ele însemna, într-un sens, a te închina idolilor, a susține cauza lor. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar în Exodul 34, versetele 14 și 15, următoarele lucruri. Ca să vedeți ce știa Daniel și prietenii lui, fiindcă ei cunoșteau legea lui Dumnezeu. Exodul 34, versetele 14 și 15. Să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci Domnul se numește gelos, este un Dumnezeu gelos. Ferește-te să faci legământ cu locuitorii țării, ca nu cumva, curvind înaintea Dumnezeilor lor și aducându-le jertfe, să te poftească și pe tine să mănânci din jertfele lor. Observați? A mânca din aceste bucate închinate idolilor era constituită o închinare la idoli, o curvie spirituală care l-ar face pe Dumnezeu gelos. Și atunci Daniel a hotărât să nu se spurce. Iar desigur, un alt motiv pentru care a hotărât să nu mănânce, pe lângă acesta, a fost și faptul că acolo erau bucate considerate necurate. În Leviticul, la capitolul 11, conform legii mozaice, Dumnezeu prezintă o listă de animale curate și necurate. Și în contextul acela, a mânca din acele animale necurate era un păcat înaintea lui Dumnezeu. Astăzi, în noul legământ, nu ne mai aflăm sub această interdicție, fiindcă Dumnezeu a făcut toate lucrurile curate și nu mai este păcat ce intră în om, ci ceea ce iese din om, aceea îl spurcă pe om. Dar atunci era o problemă și Daniel s-a hotărât să nu își compromită convingerile sale. Acum, ce l-a ajutat pe Daniel și pe prietenii lui să nu-și compromită convingerile? Cunoașterea Scripturilor. Păi dacă nu știi Scripturile, de unde să știi că este păcat să faci lucrul acela? De unde să știi că închinarea la idoli este păcat? Dar această, a cuvântului Dumnezeu, creșterea lor în cultura aceasta, i-a ajutat să nu-și compromită convingerile. De aceea vom păși în lumea asta și pășim în fiecare zi și avem nevoie să cunoaștem cuvântul și avem nevoie să nu ne compromitem convingerile. Simțiți că cei din jur încearcă să ne schimbe mentalitățile câte un pic, câte un pic? Prin orice, inclusiv mass media, cum încearcă să ne facă să acceptăm anumite lucruri care înainte erau o urăciune chiar și pentru cei necredincioși. Finuți așa, finuți, încearcă să ne regleze. Divorțul, să nu mai vezi ca pe o mare urăciune. Înainte, când auzeai de divorț, îți venea să sape o groapă și să te bagi acolo de rușine. Acum pare la mod, adică nu, n-a ieșit. Nepotrivire de caracter, incompatibilitate.
și multă suferință în urmă. Familii distruse, copii și așa mai departe. Relațiile între persoane de același sex, trăirea în concubinaj, toate lucrurile acestea, încet, încet, și sunt unii care își spun creștini și au început să cumpere aceste mentalități și dau un preț scump pe ele. Dar Satana e și ret, că lumea asta ostilă și noduroasă, rebelă, îl are pe Satana care o ațâță. Și dacă vede că nu reușește să-ți schimbe convingerile când te abordează direct pe tine, merge la o altă strategie. Și atenție ce spun acum, că o să întâlniți capcana asta. Încearcă să te facă să schimbi convingerile arătând că altcineva va avea de suferit dacă nu-ți schimbi. Ok, tu vrei să suferi? Bun, îți asumi. Dar gândește-te că vor suferi alții în jurul tău. Și iată cu ce șiretlic vine acum Așpenaz, căpetenia famenilor, în versetul 10. Și după ce Daniel s-a hotărât să nu se spurce, el vine și spune, ok, sunt de acord, dar mă tem de domnul meu împăratul care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să îmi puneți capul în primejdie înaintea împăratului. Noi citim textele astea, dar haideți să ne punem un pic în pielea lui Daniel și a prietenilor săi. Vine cineva, om cum se cade, liniștit, famen, vine la tine, tip simpatic așa, și spune, uite, vreau să-ți dau bucate alese, vin așa cu tava, numai cu bunătăți. Și spui, nu, mulțumesc, nu vreau să mă spurc. Și cumva zici, mi-asum eu chestiunea asta, am convingerile mele, dar după aia vine și spune, auzi, eu te înțeleg și-s de acord cu tine, tu zici bine, ești băiat de treabă, dar vezi, capul meu e în primejdie. Mă înțelegi? Convingerea asta a ta nu te afectează doar pe tine, mă afectează și pe mine. Am și eu de suferit. Ei, ce-ați face în situația asta? Ce-am face în situația asta? Și Satana vine și spune, dacă rămâi ferm pe identitatea creștină și pe convingerile tale, nu o să ai numai tu de suferit. Gândește-te la soția ta. Gândește-te la soțul tău. Gândește-te la copiii tăi. Ce o să le dai să mănânce? Cum o să se simtă la școală? Ok, tu spui că nu lași pe copilul tău să meargă la toate mascaradele la școală și la toate balurile și vrăjitoare și toate tâmpenile care sunt pe acolo. Ți-ți convine că stai acasă, nu? Dar el cum o să se simtă? O să se simtă exclus? O să se simtă prost? Gândește-te la el că va suferi. Și dacă vede că nu reușești să schimbe convingerile din prima, încearcă să te atace prin persoanele pe care le iubești mai mult. Ce faci atunci? Iată care este răspunsul potrivit. Trebuie să răspundem prin credință. Frați și surori, prin credință. Prin credință. Uitați-vă cum a procedat Daniel, versetul 12. Când a venit famenul și a spus, capul, înțeleg, dar capul meu e în pericol. El a spus așa, încearcă pe robii tăi 10 zile și să se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut, apoi să vezi. Aici este o afirmație de credință. El s-a încrezut în Dumnezeu că Dumnezeu va gestiona acea situație bine. La fel când tinerii au fost în fața cuptorului cu foc. Cum au acționat? Prin credință. A spus, Dumnezeu ne va scăpa. Dar și dacă nu o să ne scape, tot unde ne închinăm. Când l-au aruncat pe Daniel în groapa cu lei, cum au acționat? Prin credință. Așadar, când se încearcă schimbarea identității noastre și când celor vine inclusiv să ne amenințe cu cei dragi ai noștri, noi nu trebuie decât să spunem, Doamne, nu știu cum va fi, nu știu ce se va întâmpla, dar mă încred în Tine. Mă încred în Tine. Că Tu vezi dincolo, Tu știi ce va fi în viitor și da, vreau să rămân lângă principiile biblice. Nu trebuie să facem concesii în privința educației copiilor. Nu trebuie să facem concesii în privința moralității. Nu trebuie să stăm să spunem câte o glumiță proastă sau necurată doar ca să nu sufere cineva în jurul nostru. Sau să se simtă bine interlocutorul nostru. Sau tot felul de minuni de genul acesta. Trebuie să avem curaj să ne păstrăm identitatea. Să spunem, acestea sunt, asta cred. Și dacă va fi să fie suferință, mă încred în Domnul. El va ști să gestioneze lucrurile acestea.
Și ultimul lucru cu care aș vrea să închei. Cum să trăim într-o lume ostilă? Ferm în privința dedicării noastre. Nu lăsați lumea, să nu lăsăm lumea să ne fure viața ca o sugativă și să nu mai putem sluji pe Dumnezeu. 2. Să nu lăsăm lumea să ne schimbe convingerile noastre, identitatea noastră. Să rămânem fermi în hotărârile noastre. Și 3. Să nu uităm că în lumea asta, așa cum este ea noduroasă și păcătoasă, avem de păstrat o bună mărturie. Dumnezeu ne-a lăsat să trăim în lumea asta și trebuie să fim gata, aici a fost partea negativă, să zic, până acum, să nu îi lăsăm pe ei să ne influențeze pe noi, nu? Despre asta am vorbit. În schimb, Dumnezeu de la copiii lor nu are o așteptare doar în privința defensivei. Vrea să fim și ofensivi. Vrea să-i schimbăm noi pe ei. Probabil că până în punctul acesta al mesajului, deja unii dintre noi ne-am spus în gândul nostru, gata, ridic barierele, ridic garda. Nu mai las pe nimeni să se apropie, să-mi schimbe mentalitatea, să mă spurce cu păcatele acestei lumi. Vreau să mă ferez de tot ce e rău în lumea asta. Și e bine. Dar Dumnezeu nu doar atât așteaptă de la noi. Vrea să-i schimbăm noi pe ei, să-i influențăm noi pe ei prin mărturia noastră. Vă dați seama la ce ne cheamă Dumnezeu? Și într-adevăr vedem în textul acesta cum Dumnezeu, pe cel care vrea să trăiască în sfințenie și ascultare, îl onorează. Niciodată nu ne lasă de rușine. Să ne se crape obrazul de rușine. Cine rămâne pocăit pe calea Domnului cu adevărat în lumea asta, chiar dacă vor fi momente de suferință, chiar dacă unii îl vor bajocori, vine vremea când Dumnezeu ne reabilitează și când bajocoritorii vor vedea adevărul. Și nu noi vom fi făcuți de rușine în ultimă instanță. Pentru că, uitați-vă, după ce Daniel a avut curajul să-și asume acest risc și a rămas pe calea Domnului integru, spune versetul 20, în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii. Ce înseamnă asta? O bună mărturie. Dumnezeu i-a binecuvântat, spune că în special lui Daniel i-a dat vedenii, să descifreze vedeniile, i-a dat multă înțelepciune, astfel încât în momentul în care Daniel se prezenta la post, la slujbă, îi întrecea pe toți. Și când cineva îl întreba, Daniel, dar ce-i cu tine? De ce ești așa? Dumnezeu! Dumnezeu! Vedeți mărturia? Vă amintiți că peste tot în Scriptură întâlnim asta. La Iosif, de exemplu. Iosif, cum dai tu asemenea înțelepciune de tălmăcești visele? Unde am putea să găsim un om ca tine căruia Dumnezeul cel adevărat să-i descopere? Dumnezeu! Când vrei să rămâi lângă Domnul, uitați-vă tiparele, cât sunt de asemănătoare. Observați tiparele. Iosif este invitat să curvească, alege să rămână integru și Dumnezeul îi face o mărturie extraordinară în tot regatul. Daniel este invitat să păcătuiască, rămâne integru și Dumnezeu o ridică și dă o mărturie extraordinară. Așa se întâmplă. Pentru că atunci când te păzești de păcat și vrei să asculți de Domnul, Dumnezeu te ajută și în ofensivă. Te ajută să ai o mărturie bună în lumea aceasta. Și legat de această mărturie bună, uitați-vă la alte exemple din cartea Daniel. Rapid ne uităm la ele. După ce sunt aruncați în cuptorul cu foc, capitolul 3, versetele 28 și 29, ia uitați-vă, Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el, răspunsul credinței. Au călcat porunca împăratului, ce frumos zice, parcă se laudă că au călcat porunca împăratului, așa, și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine unui alt Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau, orice om din orice popor, neam sau limba ar fi, dacă va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării. Hei! Simțiți ceva în inimă acolo, bucurie? Vă vine să spuneți aleluia? Glorie Domnului, că mie îmi vine. De ce? Pentru că nu mai pot de bucurie aici când văd mărturia.
Când oamenii au stat lângă Domnul în integritate, Dumnezeu, ce mărturie a fost acolo? Încât însuși împăratul și să vină să spună, Dumnezeul lor este adevăratul Dumnezeu. Nimeni să nu se mai închine în alt Dumnezeu. Mare este Dumnezeu. Bine au făcut că au călcat porunca împăratului. Păi așa ceva este ieșit din comun, fraților. Asta face Dumnezeu. Ne ajută să avem o bună mărturie în lume. Apoi, de exemplu, Daniel, capitolul 6, versetele 26 și 27, celălalt caz, unde rămân, poruncesc ca toată întinderea împărăției mele, în toată întinderea oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel viu și El dăinuiește veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește. Parcă și că predică dintr-o dată. A devenit foarte inspirat împăratul ăsta. El izbăvește și mântuiește. El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din gura leilor. Ce frumoase mărturii! Ce frumoase mărturii! Acum, ca aplicație în încheiere, vedeți, frați și surori, de ce e importantă mărturia noastră? Pentru că mărturia noastră atinge două mari obiective. Atenție! Mărturia atinge întotdeauna două obiective. Vă rog să le rețineți. Unu, îl glorifică pe Dumnezeu. Și doi, aduce oameni la mântuire. Mărturia noastră atinge două obiective mari. Îl glorifică pe Dumnezeu și aduce oameni la mântuire. De aceea e scumpă mărturia și trebuie să o prețuim, frați și surori. Nu ne putem compromite nici măcar o unghie, nici cele mai mici lucruri. Nu putem să facem negoți cu lumea asta nenorocită, pentru că atunci gloria lui Dumnezeu este afectată și oamenii nu se pocăiesc. Uitați-vă cât de bine surprinde și Petru aspectul acesta în 1 Petru, capitolul 2, versetul 12, unde ne îndeamnă la un comportament după voia lui Dumnezeu, spune ca oamenii răi, văzând faptele voastre bune, să slăvească sau să glorifice pe Dumnezeu. Când? În ziua cercetării. Observați cum se îmbină cele două motivații ale mărturiei. Glorificarea lui Dumnezeu și cercetarea oamenilor. Să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Sunt puse împreună. Atenție acum. Am auzit chiar pe unii creștini spunând, creștini zic ei, dacă ești chiar creștin adevărat, nu știu dacă poți spune așa, dar decât dacă ai un moment de lipsă de înțelepciune. Nu contează ce zice lumea. Să nu te intereseze ce zice lumea. Asta e mentalitatea lumească, care vine din carpe diem. Trăiește ziua, cum vrei tu. Deci asta e în lume. Să nu-ți pese de altul. Dacă ești gay, ești gay. Ce te interesează? Dacă îți faci părul ca ciocănitoarea, ți-l faci ca ciocănitoarea. Dacă umbli dezbrăcat pe stradă, mergi dezbrăcat. Să nu te intereseze ce zice altul. Și acum a început să pătrundă și în biserici mentalitatea asta. Și i-auzi pe unii spunând: lasă, frate, lasă, cum vrei tu. Trăiește cum vrei tu, nu contează. Ce dacă mergi prin baruri, ce dacă faci asta și asta, nu contează ce zice lumea. Important e conștiința ta, ce știi tu înaintea lui Dumnezeu. Serios. Mărturia noastră nu ține în primul rând de noi. De cum ne simțim noi, de ce știm noi, de conștiința noastră. Acolo sunt alte coordonate. Mărturia noastră ține de glorificarea lui Dumnezeu și de mântuirea oamenilor. Nu, dacă am vorbit doar pe subiectul ăsta, sunt multe pasaje care arată lucrul ăsta. De aceea, când mă port cumva, trebuie să-mi dau seama că nu e vorba numai de mine. E vorba de cum e glorificat Dumnezeu și cum se întorc oamenii la Dumnezeu. Și întrebarea este, la fiecare lucru pe care îl fac, fiecare lucru, de mâine, când merg la lucru, la școală, în societate, îl glorific acest lucru pe Dumnezeu? Și ajută ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu? Sau dimpotrivă, umbrește adevărul? Știm ce avem de făcut. Trăim în această lume care pare liniștită, calmă, civilizată, manierată, dezvoltată, pe o parte. Pe o parte. Pe partea aialaltă, aceeași lume în care trăim este plină de mizerie, plină de păcat, plină de lăcomie, plină de invidie, plină de pofte,
plină de tot felul de spurcăciuni și mizerii. Și provocarea va fi să ne ia atenția de la Dumnezeu și dăruirea noastră să fie pentru lumea asta. Provocarea va fi să ne schimbe convingerile și mentalitățile înspre rebeliune față de Dumnezeu. Provocarea va fi în lumea aceasta ca mărturia noastră să fie pătată și noi să trăim ca ei. Ce avem de făcut noi? Da, slujim în lumea asta în mod legitim, dar când intră în coliziune cu slujirea față de Dumnezeu, spunem stop. Asta nu voi face. Da, mă încred în Dumnezeu și îmi păstrez convingerile bazate pe Sfânta Scriptură. Și da, țin și cu dinții de mărturia mea. Nu vreau nici măcar ca cineva să interpreteze ceva greșit despre mine. De ce? Fiindcă nu-i vorba în primul rând de mine. Și n-am voie să spun, nu contează ce zic alții. Fiindcă gloria Domnului e în joc. Și în ziua cercetării vreau ca Dumnezeu să folosească mărturia mea să-L poată întoarce la El. Nu predic perfecțiune, fiindcă nu putem fi perfecți, dar trebuie să țintim. Să fim tot mai sfinți și tot mai plăcuți lui Dumnezeu. Amin.